Direcția de Sănătate Publică va intra într-un proces de reorganizare ce va duce la o nouă organigramă. Șeful instituției Marius Boieriu a confirmat că unitatea va intra sub coordonarea și administrarea Consiliului Județean Gorj. Începem cu data de 6 ianuarie, însă îmi desfășoară activitatea în coordonarea și administrarea Consiliului Județean. Nu toți angajații vor intra în noua structură. Excepție va face Serviciul de Control de Sănătate Publică. Doar o parte a angajaților acestui serviciu vor rămâne în subordinea Ministerului Sănătății. Serviciul de Control de Sănătate Publică, care va lucra subordonat ca o parte de personal autorității de sănătate publică regionale, în cazul nostru Craiova, pe sud-vest Oltenia, și în care nu se știe exact ce număr de personal își va desfășura activitatea. În urma descentralizării, cele 42 de direcții de sănătate publică urmează să fie înlocuite cu 8 autorități teritoriale.